În vacanța de vară, nu toți elevii iau pauză de la învățat. Unele instituții private exersează inteligența celor mici și în această perioadă. Astfel se organizează tabere și proiecte interactive care îi provoacă pe copii să dobândească abilități noi. Gama este foarte diversă, părinții pot opta de la ieșiri în natură până la cursuri de programare. Singura recomandare este ca elevul să fie de acord, întrucât fără pasiune și dorință, nimic nu este posibil. În timp ce unii au pauză, alții abia încep. O nouă școală privată cu istorie în educație de 130 de ani își pregătește inaugurarea în țara noastră. Începând deja de la 3 ani, oferim cursuri în română, engleză, spaniolă, de matematică, psihomotricitate, robotică și programare, arte, muzică, teatru și multe altele. Școala va oferi o educație trilingvă atât în română, cât și în engleză, în spaniolă, toate trei fiind acreditate. Copiii care vorbesc mai multe limbi procesează informațiile mai ușor și mai eficient. Specialiștii susțin că este un antrenament foarte benefic pentru creier. Cel mic își va dezvolta abilitatea de a rezolva sau de a găsi cu ușurință soluții atunci când apare o problemă. Comunicarea este cea mai importantă la nivel uman, la nivel de adaptare. Te ajută să nu te simți vulnerabil și îți deschide porți în oricare țară a lumii. Considerăm că prin engleză și prin spaniolă vom oferi elevilor noștri posibilitatea de a studia, de a lucra în orice colț al lumii. Vom respecta curriculumul românesc, un curriculum exigent, la care adăugăm diplomele recunoscute la nivel internațional. Vorbim de diploma IB, bacalaureatul internațional, precum și diplomele Cambridge și DELE pentru engleză și respectiv spaniolă. Educația trilingvă este o educație importantă în acest moment, într-o lume așa de globalizată. Pentru o dezvoltare armonioasă a viitorului adult, este bine să nu ne limităm doar la cursurile impuse de programa școlară și preșcolară. Din fericire, există multe activități și exerciții care pot fi făcute cu copiii acasă, la grădiniță sau în centrele educaționale. Cele mai simple dintre ele fiind jocul cu blocuri de construcție, activități de sortare și decupare. Studiile au demonstrat că un copil cu o motricitate fină bine dezvoltată are și o imaginație bogată, vorbește bine și are o memorie mai bună. Oferim școală de vară, de vacanțe, oferind o combinație de activități atât ludice cât și academice. Vorbim de cursuri bazate pe activități în engleză, în spaniolă, cursuri de robotică, cursuri bazate pe activități sportive și, de asemenea, să nu uităm taberele pe care le organizează instituția atât în Statele Unite cât și în Anglia. În acest an, foarte căutate sunt cursurile de IT și de robotică pentru copii, însă nu e greșit nici să îl înscrii pe cel mic la ore de desen, muzică sau dans. De exemplu, desenul și pictura curăță mintea și o calmează. În plus, sunt foarte utile pentru dezvoltarea intelectuală a copilului, deoarece îl ajută pe micuț să cunoască în detaliu lumea din jurul lui. Elevii noștri au acces și ocazia de a se bucura de programe unice, precum Clinica Real Madrid, pentru tinerii fotbaliști care doresc să petreacă o săptămână cu jucătorii și antrenorii faimosului club Real Madrid, Intersec, care este olimpiadă anuală internă, unde copiii pot participa atât în concursuri sportive, cât și de cunoștințe generale, Green Week, o săptămână petrecută în Costa Rica, în natură. Un elev activ este un viitor adult de succes. Beneficiile unui schimb de experiență sunt multiple. În primul rând, se pot ivi diverse opțiuni academice. Mai mult decât atât, ajută la conștientizarea diferențelor culturale și la dezvoltarea personalității. În cadrul claselor noastre vom avea un maxim de 15 copii. Pentru un motiv foarte simplu, dorim o școală în care fiecare copil să aibă timpul necesar cu fiecare profesor, cu fiecare cadru didactic sau nedidactic, prin a putea primi o educație personalizată. Ca instituție educăm în valori ca și empatia, egalitatea, respectul, gândirea critică, viziunea globală, aspecte de bază în educația secolului 21.